Salut, eu sunt David și ne-am întors să rupem asfaltul. Da, vom juca astăzi Daily Events. Vom juca Daily Events de la secțiunea asta, de la asfalt. Bun, hai să bagăm aici cursă. E sigur cu aceeași mașină. De parcă aș fi jucat cu alta până acum. Inițial când încep să filmez, nu se vede prea bine, începe să se lăguiască, dar observați cum s-a întâmplat și în episodul trecut, o să se mai relaxeze oleacă lagul. Bine, eu stau acum la un perete. Nu știți voi ce fac eu cu jocul ăsta. Cum îl chinuiesc. Mamă, dar trebuie să bat recordul ăsta de 35 de secunde. Așa, bun, haide că a început și numărătoarea. Hai, 3, 2, 1, bagă viteză! Actual. Da, băgăm camera de acțiune, că e mai faină. Bă, dar zice că trebuie să bag eu un timp așa. Bă, nu, deci nu. Camera de acțiune arată mai bine decât aia close. Nu știu părerea voastră, dar eu mă joc în telefon destul de ok și... am băgat. Nu te cred. Am bătut scorul, mă? Mă, am băgat 38 de secunde. Bine, 38 și ceva, că nu poți să bagi fix 38 de secunde. Nu știu bine, nu știu sigur, dar... Na. Hai oricum să trecem la cursa următoare. Bun, deci am ajuns și aici. Nu știu dacă facecam-ul e mai mare, dar ok. Hai că e numărătoare inversă 3, 2, 1 și bagă viteză! Bă, mă, dar ce lăguiește jocul ăsta! Bă, m-a băgat, deci sincer să fiu, m-a băgat cu niște mașini bombă. Așa că va trebui să le supraviețuiesc. Hai că bag un foc. Bag un foc aici și mă bag pe rampă. Bă, toată lumea s-a băgat pe rampă! Lol. Hai că mi-a băgat aici mare șoc. Dar n-am mai apucat să iau alea. Din păcate. Mi-e la el, mă, că-s pe locul 5. Hai, bossule, nu! Ba, mă, ce-am făcut aici? Nu știu de ce, dar aici scade luminozitatea. Nu știu de ce. Cred că o scade pentru a înfrânge bătaia cu lagul. Pentru că lagul este o mare înfruntare aici și după cum vedeți sunt pe locul 6 și e foarte enervantă chestia asta. Măcar pe locul 4 sau 3. Măcar să fiu un top. Știți, în topul trofeilor. Stați-vă, mă, pe locul 6 mai ia toată lumea aici. Nu! Nu, deci nu. Nici o șansă să fiu pe locul 7. Du-te, mă, undeva! Bag mai cea mare șoc și... Pentru locul 6, du-te de aici, mă. Nu, deci nu, 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 nu. Mi-a bagă și ăsta pe locul 5, bagă șoc. Sincer să fiu, am cel mai mare lag de până acum în jocul ăsta. Haide, bossulică. Când scade, când crește luminozitatea, se vede că... Locul 5. Se vede bine că locul 5, da? Na. Mă, trebuie să fac tot ce pot aici pentru că actual îmi dă bani pentru ce fac eu aici. Pentru timp, da, îmi dă bani pentru timp. Nu pot să fac lumina asta, să bat altfel. Așa. Hai că ne vedem la următoarea cursă. Ok, actuală. Văd cum mi-am pus lumina, bate mai bine acum.
Actual o să joc până când mi se termină combustibilul. Adică combustibilul se termină la 6 curse, dar o să încerc să bat un scor cât mai mare. Adică bag nitro, bine îl bag. Am băgat așa pe action să-mi bag. Că pe action e cel mai fain, nu știu de ce, dar e cel mai fain aici. Poc. Shockwave și bag aici un mare. Bă, dar mai bine îl las pe Steady cum era înainte, pentru că presupun că așa, mamă, grafica a devenit atât de fancy de la laz, încât îmi mergea drept. După cum vedeți, nu mai bag atâtea efecte. Și ce îmi pare rău este că de pe 10 iunie YouTube nu te mai lasă să faci carduri. Hai, cum mai băgăm aici două curse și închidem. Hai, poc. Actual am zis că ne vedem la următoarea cursă, dar... nu știu ce a fost asta. Dar mi s-a deblocat o mașină nouă. Hai să ne uităm la show-ul ăsta. Nissan-ul ăsta Nismo, foarte fain. Da. Bun, atunci am primit-o, dar hai să ne ducem la cursă. Da, din câte văd eu, nu mai am tichete pentru Daily Events. Și trebuie să aștept până mâine și mâine se pare că voi câștiga un Lamborghini Asterion la Daily Goals Combo. Deci da, mâine o să câștig un Lamborghini Asterion. Păi cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, ce mai dați acolo. Hai, v-am lăsat! Pa, pa!